Tragedie pe șosea în apropiere de satul Mare. O auto utilitară a derapat și s-a oprit într-un stâlp de pe marginea drumului. În urma impactului, pasagerul din dreapta, în vârstă de 40 de ani, a murit pe loc. Șoferul de 50 de ani a fost grav rănit și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din satul Mare. Alte două persoane care se aflau în vehicul au refuzat pe proprie răspundere să meargă la spital. Primele date ale anchetei arată că șoferul auto utilitarei nu a adaptat viteza la condiții de drum, respectiv șosea acoperită cu zăpadă. Cercetările în acest caz continuă. Autoritățile au deschis dosar penal pentru omor din culpă. Polițiștii au constatat în urma verificării cu aparatul etilotest că șoferul nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.